Salut Beauty Room! M-am gândit să vă povestesc astăzi despre un lucru absolut simplu și banal în legătură cu stomatologia, lucru care este extrem de important de la cei mai mici până la cei mai mari, și anume periajul dentar. O periuță de dinți care este recomandată de medicul dentist este un tip de periuță moale care protejează dinții și gingiile cu un număr mai mare de peri. De asemenea, nu este bine să se folosească nici paste de dinți foarte abrazive sau acasă, să zicem, bicarbonat, sare și alte invenții sau alte minuni auzite de prin bătrâni. Folosirea substanțelor sau a pastelor de dinți care conțin particule abrazive, împreună, să zicem, cu o periuță mai dură, abrazează smalțul. Lucrul acesta se traduce în timp prin sensibilitate, smalțul desprinzându-se de dinte și rămânând în cantitate foarte mică pe suprafața dintelui, automat dentina de dedesubt va fi expusă. Și dentina conține niște terminații nervoase care, în contact cu alimentele calde, sau cu excitanții chimici, acru, sărat, produce o sensibilitate mare și automat durere. Foarte multă lume folosește apă de gură. Deci apa de gură simplă, folosită fără efectuarea unui periaj corect, nu are niciun efect. Deci chiar nu are niciun efect, în afară de faptul că, să zicem, îndepărtează un miros neplăcut la fumători sau așa, pe o perioadă scurtă de timp, nu are niciun fel de efect. Un periaj dentar corect se face pe perioada a 3 minute, de 2 ori pe zi, dimineața și seara. Puteți să contorizați foarte simplu aceste 3 minute. Există niște clepsidre. Prin comerț puteți să cumpărați așa ceva sau puteți să vă puneți un ceas, un cronometru. O să vedeți că timpul vi se pare că trece foarte greu. Lumea în general se periază pe dinți mult mai puțin. Periajul dentar corect se face cu mișcări verticale, dinspre gingie, înspre dinte, insistând cu periuța de 2, 3, 4 ori pe fiecare suprafață. În interior se face tot dinspre gingie înspre dinte, iar suprafețele ocluzale se fac prin mișcări circulare, se curăță prin mișcări circulare. O bună igienizare nu presupune doar un periaj, chiar dacă acesta este efectuat corect, se folosesc și metode de curățare între dinți cu ajutorul fie a unor periuțe interdentare, fie a unor ațe dentare. La fel și punțile dentare, lucrările protetice, se curăță într-un anume fel pentru că pe sub puntea respectivă pot rămâne resturi, se poate forma tartru,